plăcere. Așa sunt domnișoarele astea tinere. Copil? Domnișoarele astea tinere la copii. Da. A fost așa tremurat, așa că a fost greu să vă ridicați, nu? Da. Aveți grijă. Stați departe? Nu, aici. Da? Vă descurcați, nu? La trecerea acolo. Nu mă seamă de scurcate aici. Da? Hai că vă ajute atunci, vreau să vă ajute la trecere? Da. Vă țin de mână, că spun. Sigur. Da? Ok. Traversez. Haideți să vă ajute și dumneavoastră. Merga, doamne. Ok. Nu vă grăbiți, ușor, ușor. Nu vreau să vă împiedic. Asta e acum, 5 minute. Dacă nu puteți, mai stați pe poartă, dacă vreți. Nu, nu, da? Nu, 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 hai să vă ajut pe cineva. Nu e așa, e greu că doar îl trage. Îl trage, dar... Intrăm în fotol. Trebuie să ne facem. Dar vă țineți de mine dacă e să... Spuneți că aveți tendința să vedeți în viață, nu? Vă țineți de mine dacă vreți. Hai, țineți-vă. Dacă e ceva, îmi spuneți, da? Da. Țineți-vă ca lumea, adică să nu... Nu... Oameni ferește. E... E greu, că dacă mai picați jos, mai fracturezi ceva, doamne... Doamne ferește, păi da. Bine că nu-i zăpadă sau gheață pe jos, că asta era... Păi dacă... Mai ieșeam din casă. Nu, păi de mai ieșeam. Păi știu, știu. Ai ușor aici la curată. Rugam și eu un vecin să-mi cumpere, că e mai tânăr. Păi așa e bine, că acum în ziua de azi... Are 50 de ani, dar dacă este uscat, nu nebunește omul de cap. Da, da, da. Dar unde v-ați dus la cumpărături? La piață? Da. La Penny aici nu prea vă... Mă duc și la Penny, da. M-am dus acolo să cumpăr niște mezeluri. Aha. Hai că luăm ușurel așa, că ne lasă tot. Ușurel, ușurel. Ușurel, ușurel. Că ne lasă tot. Vede că mergi cu un bătrân. Păi da, da, da. O să știți că șoferii sunt cu voi simți pentru oamenii în vârstă. Da, da. De multe ori se grăbești și nu poți să te riști. Nu, avem grijă aici la treabă. Când e vorba de trecerea de pietoni, nu o calcă. Păi e bine așa, da. Uite cum merg. Doar la bătrân, la tineret, când pun un pas așa, s-a băgat imediat, nici nu mai te las. Măcar la bătrân, dacă la tineret nu. Și la copii. Da. Doamnă, vă las aici. Să rămână. Pe unde luați? Acolo, mă. Ah, ok. V-am lăsat, aveți grijă de noastră. Mulțumesc. Sănătate. Doamne ajută. Ce să mai zic? Sărbători fericite. La mulți ani. La mulți ani, numai bine. Sănătate. Doamne ajută, mersi frumos. Cu mare plăcere. Salut, prieteni. Nu știu ce se întâmplă, dar de fiecare dată mi se întâmplă chestia asta. Cu o bătrânică să-mi ceară ajutorul. Și vă dați seama că nu pot să refuz. Acum am prins un moment să mai filmez așa. Mi-e milă de oamenii ăștia în vârstă. Dar ce pot eu să fac? Fiecare cu treaba lui, n-avem ce să facem. Toți o să ajungem mai devreme sau mai târziu să fim bătrâni, ca să zic așa. Scapă cine poate de probleme de astea, ca în greu. Stătea pe bancă și mi-a cerut ajutorul să o ajut să se ridice. Mi-a dat mâna, tremura săraca. Ce să faceți? Și cum m-am oferit eu să o traversez. Că dacă nu vă grăbiți și m-am oferit fără să mai zic că să mă roage să o ajut. Acum, na, am traversat-o, se descurcă, cam asta e. Viața cu bătrânii, de la o vârstă încolo, nu-ți vine să mai trăiești. Boli, chestii, să-i dea Dumnezeu sănătate și să faceți ca mine. Hai, bai, bai. Salut, prieteni. Ce credeți?
că sunt cel mai fericit. Nu știu cum să vă spun, mă tot gândesc să citesc întâi comentarii și după aceea să vă spun. Ia să vedem ce comentarii avem. Am câștigat la pariuri o sumă colosală, deci o sumă mare de tot. Deci pe cuvântul meu, o sumă mare de tot. Stați așa, că nu e așa. Ce vreau să vă arăt banii? Nu am cum să vă arăt banii, că sunt în cont. O să-i scot și o să-i pun la saltea. Ce sumă? Mă întrebați? Parcă vă aud. Ce sumă? Să spun, să nu spun? O să fiu căutat cumva dacă spun? Spuneți voi să spun. E bine să nu spui, nu? Să zic că am glumit, să zic că a fost la vrăjeală, să zic pe bune, chiar nu știu, nu știu ce să fac. Am câștigat, deci nu prea știu să număr, că e o sumă mare de tot de bani. Nu știu cum să o spun. Să spun așa, o sumă rotundă, că așa mă încurc în cifre și în zerouri. Nu știu cum să spun. $3 miliarde vi se pare o sumă mică? Cât înseamnă 3 miliarde? Hai spuneți repede. Că 500 de milioane înseamnă 10.000, deci 10.000, 20, 60.000 de euro. Am zis bine? Poate am zis prea mult. Bă, nu mai știu să socotește românește. Am nevoie neapărat de un contabil. Dacă mi-a dat iar gol. Mamă, goluri pe bandă rulantă! Nu pot să cred așa. Cum lăudam și eu că se dau goluri pe bandă rulantă? Cum s-a anulat golul? Dar nu nimic, în minutul 35 s-a dat un gol, mai am nevoie decât de unul. Ca să merg mai departe. M-am băgat pe pariuri, pe pariuri sportive. Jucați pentru că nici nu știți ce pierde, dar trebuie să știți strategii, variante, chestii, nu știu ce. Deci am nevoie de un contabil. Care ar fi cel mai bun contabil al meu? Cine știe să socotească cel mai bine din șatră? Gândiți-vă! De fapt sunt cam doi care știu să socotească bine. Dar primul cred că ar fi Leo și al doilea, la mică distanță, Alin. Deci ăștia doi cred că au făcut informatică, cred că au făcut matematică, nu știu, deci sunt number one la matematică. Adică știu să calculeze orice sumă le arăți și deci știu tot, adică dacă le arăți mai multe sume și nu știu ce, deci îți fac calculul, nu trebuie să scrie pe ceva sau să facă din calculator, din creier. Aici, pe bune, deci nu glumesc și nu fac caterincă. Deci când e vorba de numărat, aceștia oameni sunt number one. La cine să apelez? Pentru că dacă, nu știu cum să zic, să mă ajute la numărat măcar. Sau să las o parte din bani și la ei, pentru că la ei mai bine ca la bancă. Înțelegeți? Adică mai bani asigurați. Și poate și mulțim, adică ei se pricep la chestia asta. Adică e păcat să ai o sumă de bani și să nu știi ce să faci cu ea. Că dacă stai în suma aia de bani, o cheltui și rămâi în curul gol, cât de mare ar fi. Dar dacă o dai la cineva de încredere, cum sunt ei,
cum să zic, și mă mulțesc banii. De la 3 miliarde în câteva săptămâni se poate ajunge și la 6 miliarde, adică dublu. Pentru că au idei, au noroc în afaceri, înțelegeți? N-ați văzut, și-au cumpărat mașină, videoclipuri pe bandă rulantă, muzică, chestii, melodii. Nu trebuie să invidiem. V-am spus, eu n-am nicio invidie față de ei. Cum văd unul că se descurcă mai bine decât mine, jos pălăria. Înțelegeți? Chiar mă bucur pentru cei care se descurcă mult mai bine decât mine. Eu am stat tot la căruță, dar vedeți căruța, nu știu dacă încap 3 miliarde în căruță, încap, mai dacă iau de aia de un leu, s-ar putea să te umple căruța. Și căruța s-ar putea să nu mai poată să tragă. A, mă, că 3 miliarde nu e așa mult, nu? E mult? Am pus un bilet de la simplu, așa da și Sevilla. Am pus un bilet simplu de 15 meciuri, de 3 goluri pe meci, cote destul de mari, de la 2 și ceva, 2,50, nu știu cât. Și am pus și cu 4 goluri, la cotă mai mare, la cotă de 4 și ceva, nu știu ce, înmulțit, cote destul de mari. Am ajuns la 3 miliarde, credeți-mă. O sumă mică de tot, cu un leu. Hai că mă sună cineva. Dar mai bine răspund după, pentru că eu fac filmare acum, îmi pare rău. Sunt indisponibil. Momentan, sunt indisponibil. Sunt fericit, pentru că, na, am câștigat 3 miliarde la pariuri. Înțelegeți? Deci e chiar belea de belea. Mă gândesc la o afacere, dar cu cine, când și cu cum. Înțelegeți? Acum s-ar putea să am eu nevoie de ei. Deci s-ar putea să am eu nevoie de ei. Cum să fac eu să iau legătura cu ei, să-i sun? Nu cred că e o idee bună. Poate îi anunțați voi prin comentarii să mă sune și pe mine, că na, să mă felicite în primul rând. Și după aceea discutăm, adică vedem ce și cum, de ce nu. Încercăm. Încercare moarte n-are. Merge frumos la notar, nu știu ce, la la la, cum zicea odată patroana, Cristi, dă-mi și mie $1000, că merge la notar, nu-i problemă. Și nu știu de ce n-am avut încredere, eu nu prea am încredere în oameni și n-am avut încredere. Acum, cu așa bani mulți, nu prea e bine să stai în casă, nu? Mă gândesc că nu e bine să stai în casă cu bani mulți. Plus, suta aia de mii care o mai am eu, nu mai contează ce sunt și astea. E bine, că am mai dat și pe la teren, pe la astea. Nu mai am așa mulți. Deci chiar nu mai am. Nu mai de capul meu. Să mă gândesc să scot eu niște melodii. Asta ar fi o idee bună, să fiu eu solistul. Cum am mai spus eu într-un clip, că Leo trebuia să cânte și el cel puțin o melodie, dacă nu chiar toate. Nu? Cine plătește, el centrează, el dă cu capul, da? Și putea să chiar să cânte. Că se fac melodii pe bandă rulantă, se fac schimbări de voci la butoane, adică nu trebuie neapărat să ai voce. Înțelegeți? Hai că vreau să mă bucur și eu de pariul ăsta pe care l-am câștigat, că n-am mai câștigat de mult o sumă așa mare. Eu zic că e destul de mare, adică mă gândesc, nu? Cum să zic, 3 miliarde de lei vechi, nu? N-are cum să fie 3 miliarde de lei noi. Atunci mă ajunge la Dubai. Credeți că ar accepta și Olga să... A? Olga, cum mă miroase, cum mă sună, ia să vedeți. Uite că m-am gândit acum la și la Olga.
Că și Olga știe să socotească. Mamă, Olga știe cum îi merge creierul. Bam, 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 bam. Știe să-și împartă bani. E în stare să dea banii la familie, la copii. Pentru că ține foarte mult la copiii aia. Înțelegeți? Gestul frumos cu porcul, cu astea, adică, na, cu lemne, cu murături, ce a făcut ea acolo, nu i-a păsat, pentru că știa că tot ce a făcut acolo era pentru copii. Vedeți? Așa, mamă, așa, prietenă, hai, bam, bam, și să auzim de bine, sănătate, până la sărbători mai avem de făcut filmări, vom trăi și vom vedea pe unde mă duc, poate plec chiar acum, am iau un bilet și plec în Miami. Să vedem, hai, bam, bam.